Planeta Verde. Emisiune realizată de Cosmin Rușcior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita! Bună ziua, bun găsit, eu sunt Cosmin Rușcior, mulțumesc că ne ascultați, este ora 13 și puțin trecut de 30 de minute. Astăzi ne pune multe întrebări apropo de reciclare, de ce trebuie să reciclăm, cât anume și cum. Avem și statistici interesante, 021-318-4040, puteți intra în direct cu noi la acest număr, 021-318-4040. Invitata noastră de astăzi este doamna Lorita Constantinescu, director de relații publice și comunicare la Ecorom Ambalaje. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Spuneam că sunt și câteva cifre interesante. Iată, de exemplu, statistica europeană indică un procent de reciclare de 1% în România, în vreme ce obiectivul comunitar este undeva spre 50%. Noi vrem să aflăm cum s-a ajuns de fapt la această cifră și care este situația eventuală în alte state europene și cum putem merge puțin mai departe de acest nivel. Prima întrebare, doamnă Constantinescu, 1%, ce înseamnă asta mai exact? Deci asta este o statistică pentru ultima statistică, cea despre care vorbiți, este statistica făcută de Eurostat, în care modul în care ea este alcătuită se raportează în primul rând la deșeul municipal. Respectiv, tot Eurostatul face o analiză a cantității de deșeu pe care o generează o persoană sau o gospodărie anual. După care ia și în parte cantitatea de deșeuri reciclate din deșeul menajer. Aici, în deșeul menajer, trebuie spus că intră mai multe tipuri de deșeuri și o să auzim lucrul ăsta din ce în ce mai des în România, pentru că tot ceea ce înseamnă pentru multă lume gunoi, începe să fie, de fapt vorbim de deșeu, vorbim de deșeu care poate fi reciclat și vorbim de o mică farmacie în organizarea și ceea ce se numește gestiunea deșeurilor, managementul deșeurilor. În deșeul menajer, așa cum vă spuneam, o mare parte, cam vreo 54%, mai mult de 50%, este biodegradabil. Deci ceea ce nu se poate recupera. Restul de 50% înseamnă deșeu textil, înseamnă plastic, înseamnă metal, înseamnă sticlă, înseamnă hârtie, înseamnă ceea ce se numește deșeu inert, care înseamnă construcții și renovări, și alte tipuri de deșeuri, cum ar fi deșeurile electrice și electronice sau deșeurile de mobilier. Când stăm și ne uităm la toată această cantitate de deșeuri și cât din toată această cantitate de deșeu a fost reciclat în România, 1% este cifra la care s-a ajuns la concluzia că a fost reciclat. Încă o dată, deșeul menajer fiind în principal ceea ce se generează în gospodării. Ținta fixată este ca până în 2020 România să ajungă la un nivel de reciclare de 50% pe toate fluxurile de deșeuri. Da. Vi se pare fezabil? Mai e puțin până atunci, mai sunt vreo 9 ani. E un task destul de complicat pentru noi. Ce cumva avantajul și noi la Ecorom Ambalaje cumva am pregătit asta și am avut discuții cu cei de la Ministerul Mediului. O cantitate, cam 20% din deșeul menajer reprezintă deșeul de ambalaj. Și atunci, folosind experiența și succesul și cumva și anumite lucruri care nu au funcționat în decursul celor 5 ani de colectare selectivă a deșeului de ambalaj pe care compania noastră Ecorom Ambalaje le-a avut, putem să accelerăm acest ritm al colectării selective și al reciclării deșeului de ambalaj. Cum anume? Prin extinderea colectării selective de la populație. Tot ceea ce s-a făcut în prezent în România pentru reciclarea deșeului de ambalaj provenit de la populație este făcut prin inițiativă privată și prin inițiativa producătorilor, respectiv cei care sunt responsabili și noi, de exemplu, lucrăm cu 1800 de companii, asta înseamnă mai mult de 70% din ambalajele puse pe piață în România. Și cifra de investiții pentru colectarea selectivă crește exponențial.